Bună seara și bun regăsit la Viața Verde Conștient. Se spune că principala chestiune care setează viața fiecăruia dintre noi este următoarea. Dacă credem la un nivel foarte profund că trăim într-un univers prietenos sau într-un univers ostil. Plecând de la această premisă fundamentală, toate alegerile noastre de viață, toate convingerile noastre de viață, toate comportamentele se modelează într-o direcție sau alta. Este viața o luptă? Pentru a răspunde la această întrebare, alături de mine este Gabriel Manolache, Life and Spiritual Coach. Bună seara, Gabriel! Bună seara, Alexandru! Bun regăsit! Bună seara tuturor telespectatorilor noștri și mulțumim pentru atenție! De la ce ai plecat în alegerea acestui titlu, Gabriel? Ce te-a inspirat? Realitatea. Nu realitatea că viața este o luptă, realitatea... Vorbesc de oameni care atunci când sunt întrebați, știi, la noi e o întrebare clasică la început, când ne întâlnim, un fel de curtoazie, englezii spun how are you, how do you do, noi spunem ce mai faci. Poate că e puțin mai intruzivă un pic întrebarea ce mai faci, poate că n-ar trebui să răspundem exact cu ce facem, dar e totuși o întrebare politicoasă care arată că avem o anumită... cel puțin empatie. Și poți să răspunzi cu bine sau poți să spui tocmai îmi pun murăturile în borcan și oțetul și sarea nu au fost în proporția corectă și n-a ieșit gustul cum trebuie. Majoritatea oamenilor răspund foarte formal cu bine. Dar sunt oameni și am întâlnit oameni, am auzit oameni care răspund pe baricade. Interesant răspuns, nu? Pe baricade. Deci ei se simt pe baricade. Să știi că de multe ori și eu dau acest răspuns. Pentru că mă simt de multe ori pe o baricade. Nu la Paris, nu pentru libertate, egalitate, fraternitate. Pentru lucruri mai mărunte. Deci atât că sunt foarte mulți cei care răspund totuși așa, chiar dacă mai mulți sunt cei care răspund bine. Deși tonul arată că nu e chiar bine. Și de aici a plecat bine, inspirația titlului. Pe baricade răspund mai rar. Am început să mă mai controlez. Deci mai multe ori spun lucrez sau la lucru sau... E o diferență între lucrez la lucru și pe baricade. E o diferență de abordare. De abordare interioară față de ceea ce facem. Nu se schimbă ceea ce facem. Tot acolo. Suntem tot aceleași lucruri facem. Dar le vedem altfel. Le abordăm altfel. Și energia din care acționezi e alta. Evident că din altă energie. Mentală, emoțională, fizică până la urmă. Dar nu e justificat, Gabriel, de viață, de ceea ce ni se întâmplă, de felul în care suntem tratați, să fim pe baricade, să fim mereu cu garda sus? Prieten drag, totul este justificat. Și bomba atomică e justificată. Orice atrocitate s-a petrecut pe lumea asta, a fost justificată cumva. Andy Secchi are o vorbă care îmi place, privită din unghiul potrivit, chiar și opusul adevărului adevărat. Din perspectiva ceva de genul ăsta. Da. Deci orice putem justifica. Sigur. Dar nu totul e benefic. Nu totul este benefic pentru noi și pentru ceilalți. Și atunci noi putem să alegem abordarea potrivită, abordarea adecvată, abordarea benefică pentru noi și pentru cei din jur. Pentru cei cu care interacționăm. Știi cum simt eu oamenii? Îi simt așa ca și cum ar fi armați. Știi? Ca și cum ar fi ca la un arc care este întins în tensiune și așteaptă ceva ca să dea drumul la săgeată. Da. Mulți oameni în contemporaneitate trăiesc în acest mod. Întinși precum un arc ca o armat. Da. Așa este. Ideea e că săgeata nu mai pleacă. Și dacă pleacă, noi armăm imediat. Că pleacă. Multe săgeți verbale pleacă. Dar tot nu rămânem dezarmați. Nu detensionați, că despre genul acesta de armare este vorba. Nu reușim să ne detensionăm. Uneori, chiar dacă pleacă săgeata, chiar dacă am dat drumul unei acțiuni, unor vorbe nu foarte potrivite adesea, tot nu ne relaxăm. Tot nu ne detensionăm. Ne armăm din nou. Am învățat să trăim în acest mod, în acest stil. Spunem că suntem stresați.
și spunem că viața este o luptă și spunem că suntem, iată, pe baricade. Acesta a fost răspunsul care m-a inspirat în această seară. L-am auzit destul de frecvent în ultima vreme. Nu știu dacă s-a îndesit sau nu, am devenit cumva conștient de el. Dar și presiunea mentală, emoțională, socială, economică, sanitară, care este pusă pe oameni acum, este uriașă. Sigur că presiunea exterioară în ultimele luni, cel puțin, este mult mai ridicată. Dar presiunea exterioară e una, atitudinea interioară este alta. E adevărat din nou că noi trăim, le vedem corelate și reacționăm. Și interiorul nostru pare să fie determinat de exterior. Dar nu acesta este modul. Încercăm să punem o poziție, să opunem o forță cumva echivalentă presiunilor care vin din exterior pentru a menține un echilibru acolo. Și acest lucru generează tensiuni, generează conflicte, generează lupte și stabilizează în interiorul nostru perspectiva că suntem pe baricade și că viața este o luptă în care noi trebuie tot timpul să opunem rezistență cuiva sau anumitor evenimente. Așa pare, dar în realitate partea exterioară, ceea ce se petrece în exterior și partea interioară sunt în alt raport de cauzalitate decât îl vedem noi. La noi pare că exteriorul este cauza interiorului. În realitate, pentru omul, se spune pentru omul înțelept, interiorul este cauza exteriorului. Și interiorul este sub controlul total al acestuia, în timp ce exteriorul nu este sub controlul său total, cel puțin pe un nivel relativ de existență. Mai sunt și alți participanți la viață care au și ei influența asupra ceea ce se petrece în exterior, ba chiar influența lor cumulată este mult mai mare decât influența noastră a unei singure persoane. În schimb, influența noastră a unei singure persoane asupra propriului nostru interior este majoră. Noi avem cea mai mare influență asupra interiorului nostru, asupra stărilor noastre, gândurilor noastre, emoțiilor noastre, nu exteriorul. Cât de mult contează modelul din familie, modelul parental? De unde plecăm cu această setare că viața e o luptă? Probabil că o contribuție foarte importantă o are sistemul actual de educație și modul în care noi creștem copiind. E cumva acest mecanism de copiere, de modelare, de învățare prin imitație, este adânc înrădăcinat în subconștientul nostru. Noi învățăm în cea mai mare măsură copiindu-i pe ceilalți. Și dacă de mici avem de-a face cu un mediu, deci cu o familie, cu o școală, cu o societate în care concurența, competiția, întrecerea, comparația sunt foarte prezente, noi avem senzația că așa este lumea. Te mi-aduc aminte, apropo de senzația că așa este lumea, când eram mic, mic, micuț, mic, de tot și am văzut prima dată linia orizontului. Evident, când vezi unde se termină capacitatea ta, ai impresia că se termină lumea cumva acolo și începi să pui întrebări. Și am întrebat adultul de lângă mine ce este acolo. Eram într-un câmp deschis și mărturisesc că mi-aduc aminte senzația aceea de uluire, că totuși se termină. M-am uitat așa în jur și părea să se termine ceea ce vedeam eu. Și am întrebat ce este acolo. Și adultul m-a întrebat unde acolo. Acolo unde se unește pământul cu cerul. Eram foarte, foarte micuț, poate abia învățasem să vorbesc și mi-a explicat. Acolo este orizontul. Vrei să știi care a fost următoarea întrebare? Și dincolo de el nu putem trece? Deci, deși părea o limită, noi totuși, nu doar eu, nu spun nimic special, nimeni, toți avem aceleași capacități, depinde cum le folosim. Noi toți avem, știm asta, tendința de a ne depăși limitele cunoașterii, percepției, înțelegerii. Acest lucru este un mare ajutor, doar că îl uităm cumva pe parcurs și ajungem să credem foarte tare în limite. Filosoful Arthur Schopenhauer spunea de asemenea că fiecare om
tinde să creadă că limitele orizontului său sunt limitele lumii. Evident că nu se referă la orizontul de care vorbesc eu. Am plecat de la partea exterioară fizică și perspectiva unui copil față, cred că a tuturor copilor, față de ea. Și ajungem la limitele orizontului nostru interior. Ceva se întâmplă cu noi pe parcurs. De mii suntem tentați să mergem mai departe. Începem să ne ridicăm din pătuțul nostru de acolo, să mergem de-a bușlea și de fiecare dată ne ducem tot mai departe. Când începem, ne ridicăm în picioare, de fiecare dată și mai departe. Ieșim din cameră, ieșim din încăpere. Vrem să vedem ce e mai departe, să depășim limitele. Undeva ceva se întâmplă și începem să credem în limitele noastre. Și avem impresia că limitele orizontului nostru interior, spunea marele filozof, sunt limitele lumii noastre. Spunea cineva că sunt două întrebări fundamentale pe care trebuie să ni le punem. Unde vrem să ajungem în viață, apropo de aceste limite ale orizontului sau la orizont? Și alături de cine? Și mai spunea că este un element foarte important. Ordinea în care ne punem și ne răspundem la aceste întrebări. Pentru că dacă începem cu ordinea greșită și începem luând niște oameni alături de noi conjunctural și după aia ne dăm seama unde vrem să ajungem și ne dăm seama că suntem cu persoanele nepotrivite din perspectiva scopului, ne-am trezit cu o problemă de gestionat. Adesea nici măcar nu știm că suntem într-o situație de gestionat. Pentru că nu avem un obiectiv, nu avem un scop. Avem anturaj, avem familie, avem partener, avem colegi, avem prieteni, avem de toate. Dar nu avem un scop. Nici măcar nu știm că acel anturaj este nepotrivit pentru ceea ce urmărim noi. Pentru că noi nu știm ce urmărim. Azi vrem la dreapta, mâine vrem la stânga, poi mâine ne-am răzgândit undeva pe la jumătate, alteori ne place mai sus, alteori mai jos. Nu suntem foarte hotărâți. Da, e importantă ordinea. Și ordinea aceasta este primul lucru. Trebuie să știi ce vrei. Dar ca să știi ce vrei, trebuie să cunoști viața. Întâi. Dar da, e foarte important să ai obiectivul de viață, poate sunt mai multe subordonate, ca să știi ce direcție urmezi. După care e nevoie să știi ce ai nevoie ca să ajungi la obiectiv, pentru că obiectivul este o destinație, nu-i așa? Noi suntem capabili să ne planificăm lucruri mult mai mărunte decât viața. Nu înseamnă că viața chiar trebuie calculată pas cu pas, că de aici apare tendința de a crede că e o luptă. Dar, vezi, dar măcar să știm. Tu ai fost un om de afaceri important într-o anumită perioadă a vieții tale. Și în continuare ești antreprenor și mai departe. Dar, să spunem telespectatorul, că ai o expertiză în lumea afacerilor la o scară mare. O expertiză. Oarecare. Ești modest. Experiență. Ești modest, dar spun eu. Fără a intra în alte detalii. Am fost de curând într-o întâlnire de afaceri importantă, la o companie importantă, într-o cameră care era numită War Room. Camera de război. Avem în lumea afacerilor scopuri și chiar spații cu această denumire, War Room. Și în politică probabil că este la fel și în multe alte aspecte ale vieții. Scopurile sunt gândite cumva militar. Avem ținte, avem strategii, avem tactici și gândim tot un raport de anumiți oponenți, anumiți adversari, poate chiar anumiți dușmani. Și care sunt rezultatele? Rezultatele unei asemenea organizări. Și nu vorbesc aici de rezultatele materiale. Care sunt rezultatele unei asemenea organizări asupra oamenilor? Asupra celor care sunt în war zone, în war room, war life. Care sunt rezultatele? Suferință, nefericire, trauma, dependența de narcotice, dependența de alcool, dependența de medicamente, de tranquilizante, pentru traumele care nu pot fi uitate datorită zonei de război. Știm foarte bine că toți participanții, în proporții de peste 90%, poate nu chiar toți, peste 90%, după ce au participat la zonele de război, fac tratamente nu psihologice, psihiatrice, post-traumatice.
Oare nu înseamnă nimic acest lucru? Noi încercăm acum să aducem războiul și în lumea afacerilor. Poate că rezultatele financiare, materiale, în termeni concreți, unele din aceste strategii dau rezultate. Dar rezultat cu ce preț? În contul bancar. Cu ce preț? Cu prețul plătit de oameni, aceia care sunt puși să lupte. Nu e în natura noastră. Nu e în natura noastră. Natura noastră este, când suntem mici, să zâmbim, să râdem la soare, să râdem la fiecare chip care apare nou în câmpul nostru vizual. Aceasta e copilul, dacă are tot ce îi trebuie, dacă e spălat, hrănit, cam atât îi trebuie, și cineva prietenos lângă el, zâmbește la toată lumea. Nu se luptă cu toată lumea. N-am întâlnit un asemenea, n-am văzut un asemenea copil. Apare un chip lângă el și copilul devine furios. Nu e natura noastră. Înainte ca mintea noastră să fie poluată de astfel de idei, cum că viața ar fi o luptă, noi nu suntem războinici. Noi învățăm să fim războinici. Dar apropo, se face paralela și cu lumea junglei și cu câștigă cel mai puternic și mai departe. Este o paralelă corectă, greșită? E o perspectivă care se subordonează aceleia că viața este o luptă. Da. Încercăm să spunem amândoi aici că viața nu este o luptă. Dar viața este așa cum este. Nu e o luptă. Perspectiva noastră o transformă într-o luptă. Și dacă perspectiva noastră este că e o luptă, așa e construită mintea noastră. Va căuta argumente care să susțină ceea ce noi credem. Dar va și provoca. Și o să observăm, argumente. Va și provoca. Mai mult decât avea, pe un nivel pe care oricine îl poate percepe. Când, cum ajungi acasă după ce ai plecat la serviciu? Ai în mintea ta zona în care locuiești, poate și codul poștal, adresa, ai GPS-ul, ai plecat, știi că trebuie să vii, îți lași lucrurile acasă. Deci ești permanent conștient că te vei întoarce acasă și știi unde să te întorci acasă. Păstrezi în mintea ta faptul că unde stai, trebuie să te întorci. Da? Când le ai conștient în mintea ta, te vei întoarce. Dacă le uiți, ce se întâmplă când ai Alzheimer, să zicem? Uiți, nu mai ții minte de unde ai plecat și de ce trebuia să faci. Nu te mai întorci acasă. De-aia oamenii care au anumite situații de genul acesta au nevoie de supraveghere continuă, pentru că uită că frigiderul trebuie închis, aragazul la fel, ușa de la intrare, uite și unde se întoarcă. Deci noi, dacă uităm obiectivul, mai rău, dacă nu știm, ce șansă avem să ne întoarcem acasă, să ne atingem obiectivul? De-aia trebuie să înțelegem cum funcționează mintea. Când noi avem perspectiva că viața este o luptă, mintea noastră ne va întoarce acasă. Unde? La luptă. Pentru că mintea noastră e o luptă. Mai mult decât atât, Gabriel, societatea este construită pe acest model al luptei. Economia, activitățile umane. Și da, te duci la muncă, la serviciu, la afacere, la ce ai de făcut, intri în acest mod de luptă, te întorci seara acasă, ar trebui să schimbi cu cei dragi modul de luptă, dar rămâi pe pilot automat. Rămâi cumva, dacă antrenamentul e constant, zi de zi, zi de zi. Și la sală, dacă mergi seara, două, trei ori, nu te poți relaxa, fiindcă ești agitat, a pornit sistemul nervos, sistemul cardiovascular e activat, mușchii sunt plini de sânge, te întinzi din pat să dormi și nu poți să dormi dacă doar ai venit de la sală. De aceea mișcarea se face, de fapt, în prima parte a zilei. Dar când tu zilnic ești în acest mod de existență, de luptă, de tensiune, de presiune, de rezistență, se formează o rutină acolo. Uneori nici în somn nu scăpăm de ea, pentru că ne trezim din somn, transpirați, agitați, tensionați. Uneori și chiar visăm de multe ori că suntem în diverse conflicte, lupte. Sigur, chiar executând anumite lovituri cu mâinile sau cu picioarele. Mi s-a întâmplat și mie în perioadele când eram tensionat și stresat să am așa mișcări spontane în timpul somnului, să devin conștient. Atunci mă trezeam și de neam să mă, cât de tare sunt stresat, trebuie să fac ceva să mă relaxez. Da, se întâmplă. Ne urmează. Dacă noi repetăm, nici măcar în starea de somn nu ne dau pace aceste. Cum ne
Decondiționăm de acest mod de a fi în lucru. Încercăm să vedem viața așa cum este, nu ca pe o junglă, nu ca pe o luptă, sunt doar condiționări mentale. Viața e o sumă de experiențe. În urmă e o totalitate. Dacă privim viața, fie și doar de la naștere la moarte, e o totalitate de experiențe, o sumă de experiențe ale conștiinței. Și calitatea vieții depinde de calitatea fiecărei experiențe din coșul acesta cu experiențe. Da, dar este ego, care spune eu, al meu, vreau să câștig. Uite ce mi-a făcut. Cum și-a permis. Ia arăt eu lui. Competiția. O depășim aflând și alte perspective. Că m-a întrebat cum facem. Ei, vedem unde duce această perspectivă. Vedem că suntem tensionați, că suntem în luptă permanent, că suntem pe baricade, că nu ne simțim bine, că poate am început să avem și ceva somatizări, ceva situații de sănătate, că poate simțim nevoia de bucurie și o confundăm bucuria de a fi cu bucuria simțurilor și ne ducem, ne deplasăm spre anumite substanțe care dau dependențe. Vedem că nu e... Constatăm, acesta e primul pas, constatăm că acest mod de a trăi, acest mod de a fi, acest mod de a, de a fi, acest mod de a te manifesta, de a ne manifesta, nu este benefic. Nu ne priește, nu ne face bine. Acesta e primul pas pentru oricine. Să ne întrebăm, se poate mai bine? S-ar putea oare mai bine? Dacă reușim să ne punem această întrebare, vom găsi răspunsuri. Pentru că se poate mai bine. Oricine știe că se poate mai bine, oricine cunoaște măcar scurte momente de eliberare. Eliberarea aceea care vine din detensionare, din ieșirea din luptă. De-aia ne și întoarcem poate de multe ori către un mediu securizant, către un cămin, către dormitorul nostru, către acasă. La fiecare 24 de ore, de regulă, sau la alte intervale de timp. Pentru că acolo e un mediu securizant și putem și noi un pic să ne relaxăm. Putem un pic să, cel puțin teoretic, uneori nu mai reușim datorită antrenamentului îndelungat pe calea stresului și luptei. Dar ne întoarcem acolo pentru că simțim nevoia unei detensiuni, unei eliberări, unei relaxări fizice și mentale. Deci e clar că putem constata singur că nu ne e bine luptându-ne continuu cu cei din jur, participând la competiții permanente, încercând mereu să demonstrăm ceva, să fim într-un anumit fel, să schimbăm exteriorul în modul în care vrem noi, să arătăm celor din jur ceva ce poate ei nici măcar nu vor să observe sau au grijă, au grijă suficiente cu ei înșiși ca să se mai ocupe de noi. Observând că se poate mai bine, de acolo începe schimbarea. Și viața este, fiind o sumă de experiențe, viața este așa cum, de fapt, cum ne creăm noi. Din interior. Dacă din interiorul nostru ne raportăm la ea ca fiind o luptă, avem șanse mari să trăim. Bine, avem anumite momente de inflexiune în care putem să luăm niște decizii importante de viață care ne conduc pe o cale sau pe alta. Uneori, bulgările, dacă a apucat să se rostogolească, e mai greu să-l oprești. Adică sunt anumite consecințe, anumite... Dacă bulgările e destul de mare, nu mai poate fi oprit. Dacă a început să rostogolească, adică e bine să-l oprim. Dacă eu pot alege, am un viespar și pot alege să fiu observator și să merg mai departe. Dar cineva mă îmboldește și mă duc și execut o lovitură. Atunci... Cam greu să mă răzgândesc după aia, stai că vreau să fiu pașnic după ce toate viespirele sunt în aer și puse pe acțiune. Cauză-efect. După ce am dat drumul acțiunii, după ce am dat drumul săgeții, nu mai putem să o întoarcem, să o punem în arc. Ea produce efecte. După ce am executat lovitura, nu mai putem să o întoarcem. Înainte de lovitură nu ne mai întoarcem niciodată. Niciodată. Deja lucrurile s-au schimbat când noi am dat drumul acțiunii. Dar aveți, noi oamenii gândim foarte mult în
Dacă, atunci. Gândim foarte mult în probabilități, dacă și cu parcă se plimba într-o barcă. Gândim foarte mult. Da, gândim foarte mult. Dacă deja e departe. Deci din punctul tău de vedere ar trebui să lăsăm trecutul că deja s-a consumat, să ne vedem, ok, asta e prezentul, asta e tabla de șah, ăsta sunt pion, ce fac acum? Nu mai contează. De prezent, da. Că am greșit, că am făcut, că ar trebui să fac, că nu știu ce. Ce ar trebui să facem cu trecutul? Există o comparație foarte elocventă, sugestivă. Trecutul înseamnă experiențe pe care noi le-am avut. Ele ne-au arătat anumite fațete ale vieții, anumite interacțiuni, ne-au învățat ceva. Dar sunt în trecut, nu mai sunt active. Nu mai există. Într-un fel sunt, experiența aceea e moartă, nu mai e. E vie doar în amintirea noastră. Amintirea noastră e o treabă foarte interesantă aici, foarte deosebită. Nu devine activă doar când vrem noi. Noi ne amintim și ce nu vrem. Ni se întâmplă să încercăm să vrem, chiar ne dorim să uităm anumite evenimente și nu putem. Pare că vin peste noi din trecut. Modul în care ar trebui să lucrăm cu amintirile noastre este modul în care lucrăm cu o bibliotecă, nu știu, cu un raft, cu niște sertare. Să accesăm acele sertare când avem nevoie de ele. Nu putem să uităm complet de ele, pentru că poate avem nevoie în prezent să ne amintim ceva din trecut. De exemplu, am nevoie când sunt la piață să-mi aduc aminte de ce m-am dus. Am nevoie să-mi amintesc unde trebuie să mă întorc. Am nevoie. Dar să apelez la această memorie când am nevoie. La sertarul respectiv când e nevoie. Nu să vină conținutul sertarilor peste mine când vrea el. Aceasta e dificultatea cu memoria noastră. Nu-i sub controlul nostru. Nu reușim să o lăsăm deoparte. Pare să aibă propria ei viață, propria ei personalitate și vine peste noi experiența din trecut. Dar nu este așa. Noi nu avem mintea suficient de liniștită în prezent ca să accesăm la nevoie sertarele cu experiențele din trecut și să ne amintim ce avem nevoie să ne amintim doar dacă este cazul în prezent. Dacă în prezent contextul e de asemenea natură încât eu am nevoie de o memorie, altfel nu e nevoie să apelez la sertarele cu memorie. Adică stau în prezent în condiții foarte bune, să zicem, într-o casă încălzită cu toate resursele, cu mâncare în frigider, cu căldură, cu... Mai bine decât să stau în părație acum 500.000 de ani. N-aveau condițiile noastre. Ne dăm seama singur când vizităm Louvre și Versailles. Ei bine, stăm în acele condiții și nu putem fi bucuroși de ele. Liniștiți, împăcați. Pentru că stăm acolo și ne gândim, ia uite ce mi-a făcut mie acum nu știu cât timp X sau Y sau partenera. Și nu putem uita. Deși condițiile sunt în regulă. Asta înseamnă că nu ne putem controla memoriile. De fapt, nu ne putem controla mintea. Dar ne face nouă cineva, Gabriel? N-am înțeles. Ne face nouă cineva? Știi că ai spus că pui această întrebare. Eu ce mi-a făcut nu știu cine? Dar oare mi-a făcut mie acel cineva? Adică o luăm foarte personal. Dacă mă uit la viespile care mă aleargă neținând cum de faptul că am dat cu piciorul în cuibul lor, da, ne fac nouă viespile. Dacă însă privesc într-o perspectivă un pic mai largă și mi-asum responsabilitatea pentru toate faptele mele din trecut, îmi dau seama că ceea ce undeva se întâmplă eu astăzi, am inițiat ceea ce se întâmplă astăzi n-a fost creat astăzi. Măsuța aceasta n-a fost creată astăzi. Monitorul acela n-a fost creat astăzi. Limbajul pe care dar l-am eu n-a am fost creat astăzi. Dau mărturie, eu am fost creat astăzi. Cel care sunt acum am fost creat astăzi și nu am mai fost nicio zi. Așa este, n-ai mai fost la fel, dar suma experiențelor de până acum, de până astăzi, determină cine ești acum. Intră în compoziția lui acum. N-ai mai fost niciodată ca acum. Nu ți se pare că stai de vorbă cu altul? De fiecare dată. De fiecare dată suntem alții. Dar suntem rezultatul tuturor acțiunilor noastre din trecut. Pe toate nivelurile, fizic, verbal, mental. În fiecare clipă. Și aici e responsabilitatea noastră.
Și de aici apare viața ca o luptă, pentru că noi din interiorul nostru o creăm fără să ne dăm seama. Nu întreaga lume, nu. Avem pretenția prea frecvent că lumea e creată de noi, că noi am participat la crearea lumii. Nu e așa. Noi suntem creatorii propriei noastre lumi. Noi n-am creat munții, apele, planetele, legea gravitației. Nu, noi doar... Noi n-am creat viața. Da, noi participăm relațiile. La viață. Ne-am creat relațiile, Gabriel. Ne-am creat relațiile, dar de unde le-am creat? Nu tot din interiorul nostru. N-au venit peste noi. Avem o contribuție esențială. Noi le-am creat prin propriile noastre acțiuni. Deci nu suntem creatorii lumii, dar suntem creatorii propriei noastre lumi în mod cert. Este o alternativă 100%. La viața ca o luptă, viața ca o pradă. Nu foarte benefică nici aceasta. Viața e o sumă de experiențe și depinde de noi ce punem în coșul acesta cu experiențe. E ca un coșuleț. Depinde care, dacă foarte punem... mult ce aleg pentru viața mea, ce aleg să trăiesc. Viața îmi va oferi ceea ce eu aleg să trăiesc, de fapt? Viața îmi va oferi ceea ce eu merit să trăiesc. În urma tuturor faptelor mele de până acum. Nu ceea ce eu aleg. Eu pot să aleg... Eu, de exemplu, pot să aleg să trăiesc pe o planetă fără război, fără luptă, fără conflicte, fără competiție. Aleg. Aleg în fiecare dimineață. Pot să fac și antrenament, pot să și meditez la asta. Dar nu să trăiesc acolo. Pentru că, iar dacă nu trăiesc, e pentru că nu merit, nu pentru că n-am ales. Am ales acum, dar până acum. Probabil că trebuie să mai aleg ceva număr de ani, probabil trebuie să mai fac niște acțiuni potrivite în conformitate cu alegerea mea, până când voi reuși să creez această lume. Dar lumea pe care o experimentez eu, nu lumea în care trăiesc. Lumea în care trăiesc nu e creată de mine. Lumea experiențelor pe care le trăiesc sunt create de mine. Aveți, și întotdeauna am Gabriel, ceea ce merg. Noi perpetuăm acest model. Oamenii nu conștientizează faptul că viața pe Pământ s-ar putea schimba radical în decurs de 20-30 de ani dacă toți oamenii ar decide conștient și ar avea capacitatea să-și aduce copiii altfel. Să crească o generație de la zero barat pe alte principii. Da, dar ne împiedică linia orizontului. Așa este, educația este baza. Educația auto, sub forma autoeducației. Dar ca să educăm pe ceilalți, avem nevoie să ne autoeducăm. Pentru că altfel suntem limitați de limitele orizontului nostru, cum spunea Chopin. Orizontul nostru care este? Am trăit într-o lume a competiției, a concurenței, am a plecat luptei. De la un castron și o lingură. Și când ajungem adulți, reproducem modelele părinților noștri în mare măsură, fără să fim conștienți de acest lucru. Ne bântuie limitele orizontului. Și ca să le putem depăși, trebuie să ne autoeducăm. Practic, educația pornește de la autoeducație. Un părinte care nu se autoeducă va reproduce modelul parental pe care l-a avut în copilărie. Sau îl va evita, dacă a fost foarte dureros, îl va evita cu orice preț. Din nou, e acolo o tensiune, o luptă. Nu e conștiență. Dar dacă ne autoeducăm, atunci îi putem educa și pe ceilalți. Fără să ne autoeducăm, cum îi putem educa pe ceilalți? Pentru că nu suntem noi educați. Dacă eu nu știu ce e pacea, cum pot învăța pe cineva ce este pacea? Vorbeam de o lume mai bună, de o pace în lume, de armonie. Eu nu pot crea pacea în lume dacă n-am descoperit în interiorul meu pacea. Cum pot eu să-ți explic ce este pacea? Sau altcuiva, oricui altcuiva, dacă eu n-am descoperit pacea. Eu nu înțeleg ce este pacea, eu nu trăiesc pacea în interiorul meu. Da, pot să învăț câteva citate, pot să învăț chiar și o carte întreagă și să o reproduc, dar asta nu înseamnă că am descoperit pacea și cel care mă va asculta va reuși să facă diferența între omul ăsta știe ce vorbește, are experiență, se vede pentru că transmite experiența sau doar reproduce ce a învățat pentru anumite interese. Nu avem cum să predăm pacea cuiva, nu avem cum să învățăm pacea pe cineva, nu avem cum să creăm pacea în jurul nostru dacă noi n-am descoperit-o în interiorul nostru. Este imposibil.
Și începem descoperind principalul nostru dușman, cel mai mare dușman al nostru, care suntem tot noi înșine. Propriul nostru obstacol, cel mai mare obstacol, noi înșine suntem pentru noi. Și de fapt trăim într-o luptă cu noi înșine și ne reproșăm nouă și bătăliile noastre sunt înainte de toate cu noi, la un nivel conștient sau subconștient, înainte de a fi cu alții. Sigur, avem lucruri de demonstrat în interior, o vom face și în exterior. Vom căuta să demonstrăm celor din jur cine suntem. Pentru că noi, de fapt, nu știm cine suntem, de aceea avem ceva de demonstrat. Și iar ajungem la autoeducație și la autocunoaștere, care e adevărata educație până la urmă. Cea mai validă educație este autocunoașterea. Când ajungi să te cunoști, când ajungi să-ți cunoști adevărata natură, atunci începi să cunoști și exteriorul. Când începi să înțelegi și cum este creat exteriorul și ce înseamnă viața și cum sunt create experiențele de viață și cum sunt create percepțiile și alte lucruri asemănătoare despre noi înșine și despre viață, atunci lucrurile se schimbă. Experiențele noastre de viață se schimbă. Din nou avem ce merităm. Ce merităm prin propriile noastre acțiuni. Dar vezi, avem această abordare polară despre lume. Bine și rău. Se luptă binele cu rău. Avem acest arhetip reflectat în toată experiența noastră de viață, în toată cultura, în toată religia. Poate că am fost învățați de mici că există o luptă oriunde, că se luptă binele cu răul. Deși lumina nu se luptă cu întunericul, în natură. Mie nu mi se pare. Poate că am putea privi în natură, ea e cel mai bun învățător. Pentru mine a fost poate cel mai bun învățător. Natură. Niciodată uitându-mă în natură, nu mi s-a părut că se luptă ziua cu noaptea, întunericul cu lumina. Yin-ul cu yang-ul, soarele cu luna. Mie nu mi se pare nici că se luptă bărbatul cu femeia, deși este foarte multă monedă bătută pe tema aceasta. În pat cu dușmanul. Foarte multă. Dar nu e o luptă acolo. Decât dacă ții cu tot din adinsul, s-o vezi, o s-o vezi. Bătălia sexelor. Nu e nicăieri. Nu e nicăieri. Este doar o interferență, o fluctuație, cine cântă în casă, găina sau cocoș? Iată setări mentale care nu ne sunt deloc folositoare, nu ne sunt de folos. Nu ne ajută să trăim în armonie cu partenerul nostru de cuplu sau partenera noastră de cuplu. Nu e de ajutor. De fapt, e un dans al zilelor și nopților. E o îmbinare, o îngemânare a lor. Nu o luptă. Există armonie și există frumusețe în fiecare dintre aceste componente. Știi, îngemânarea aceea dintre Yang, Yin și Yang, Yin și Yang din taoism? Poate că taoismul are cea mai frumoasă abordare în această privință. Cea mai naturală, cea mai firească abordare. Știi, cele două picături care se îmbină într-un cerc, una albă, una neagră, nu se luptă una cu cealaltă. În miezul albului se află negru, în miezul negrului se află albul și ele sunt într-o armonie perfectă formând o sferă. Sfera fiind forma geometrică perfectă. E poate cea mai, nu doar instructivă, ci constructivă abordare a interacțiunilor acestea dintre ceea ce par să fie opuși. Ziua și noaptea, Yin-ul și Yang-ul, bărbatul și femeia, luna și soarele. Este lupta un model masculin de a vedea viața? Lupta este un model învățat. Nu este exclusiv masculin. Și experiența nu arată. E doar un model învățat. Da, poate că un corp masculin este predispus spre mai multă acțiune. Dar acțiunea nu înseamnă luptă. Nu putem pune egal între acțiune și luptă. Apropo, eu nu mai consider niciodată potrivită sintagma despre femei că sunt sexul slab. Sub nicio formă. Două chestii vreau să dau foarte scurt. Din punctul meu de vedere, femeia are un sistem energetic mult mai puternic decât al bărbatului, la nivel subtil vorbesc, de canale de energie, de forță energetică
De aceea, mulți terapeuți sunt femei, nu sunt bărbați, în domeniul ăsta alternativ, pentru că au o capacitate energetică mult mai mare, mai solidă, mai stabilă. Și al doilea, femeia este capabilă să suporte infinit mai multă durere decât bărbat, fizică. Dacă un bărbat ar avea de suportat durerile pe care le suportă femeia în diverse circunstanțe de viață normale ale ei, cred că s-ar urca pe pereți. Deci avem niște perspective învățate puțin greșite despre femei. Da, intru în modelul cam toate tău. Toate perspectivele noastre sunt aparente. Și dacă sunt aparente, nu cunoaștem cauzele, sunt cumva iluzorii. Și atunci trebuie să mergem la rădăcina lucrurilor. Și da, un mare semn de întrebare este de ce trăiesc femeile mai multe decât bărbații pe toate meridianele planetei în acest moment. Și cu binișor mai mulți ani. Trăiesc mai mult. Trebuie să vedem cauzele și vedem de unde apar diferențele acestea. Dar revenim la subiectul nostru. Spuneam că acțiune nu este egal cu luptă. Lupta e o categorie de acțiuni îndreptate împotriva ta și împotriva altora sau a unei singure părți, nu a tuturor. Dar există și alte categorii de acțiuni. De asemenea, a nu vedea viața ca pe o luptă nu înseamnă inacțiune. Noi nu vorbim aici despre a renunța la viziunea că viața este o luptă și sau a rămâne așa... Sau a lenevi. Și a lenevi, a deveni așa complet inactiv, că viața este, se desfășoară de la sine. Nu. Nu vorbim despre inacțiune când invităm la o reevaluare a ideii de luptă, că viața ar fi luptă. Dimpotrivă, se impun acțiuni în viață. Noi trebuie să facem acțiuni certe. Corpul are nevoi. Facem acțiunea de a mânca. Nu putem să nu facem această acțiune. Sunt o mulțime de acțiuni pe care continuăm să le facem, dar lupta reprezintă o categorie de acțiuni dăunătoare, de acțiuni destructive, de acțiuni conflictuale. Și putem acționa și din cooperare. Mă gândeam, atunci când țăranul cultivă pământul, nu se luptă cu natura. Cooperează cu natura. Încearcă să se armonizeze cu ea, să meargă pe un tandem, pe un dans. De foarte multe ori, oamenii cu mai puțină educație formală au mai multă înțelepciune decât noi, ceilalți cu foarte multă educație formală, cu foarte multe școli, diplome și cursuri făcute. De unde le vine? Din armonia cu natura. Ei, trăind aproape de natură, cu mâinile în pământ, înconjurați de plantele de care se ocupă, de animăluțele pe care le cresc, ei înțeleg mai bine existența decât noi. Ei înțeleg, dacă plouă, nu ies la lucru. Noi nu mai știm de această armonie. Noi am muncit și ziua și noaptea, ne-am băgat electricitatea în casă și gata, am uitat că noaptea ar fi cazul să ne odihnim pentru a fi bine mâine. Ei nu procedau așa în trecut, acum poate și ei s-au schimbat, iar cei care trăiesc în armonie cu natura încă au o anumită înțelepciune. Din nou se apropie cumva de taoismul de care vorbeam mai devreme, care abordează natura ca pe un învățător și viața și omul, viața omului, printr-o întoarcere la origini. Ce este benefic și ce este dăunător în vieții? Este întrebarea fundamentală. Și din această, din căutarea acestui răspuns, răsar acțiunile pe care le avem de făcut. Și e clar că lupta nu este benefică vieții. A vedea viața ca pe o luptă și a te lupta în viață, chiar și într-o formă civilizată, cum ne luptăm noi într-o, cum ai spus, war room, într-o multinațională, într-o formă civilizată cumva de luptă, noi spunem civilizată, noi tot nu trăim bine, pentru că e o luptă. Oamenii care trăiesc într-o astfel de atmosferă sunt epuizați, sunt stresați. De ce oare în societățile occidentale? Există o statistică ce arată că în societățile occidentale organizate pe aceste principii, peste jumătate, undeva între 50 și 75% dintre oameni consumă o anumită formă de medicație care se adresează sistemului nervos, vieții psihice. De ce oare?
pentru că există o organizare de genul acesta și e benefică? Nu, pentru că oamenii suferă într-o astfel de organizare, pentru că se îndepărtează de propria lor natură pe de o altă, pe de o parte, și pe de altă parte suportă consecințele propriilor lor acțiuni. Și o acțiune dăunătoare, cum este lupta, chiar și într-o formă relativ civilizată, spunem noi, nu are cum să genereze fructe benefice. O plantă, dacă e otrăvitoare la rădăcină, are fructele, are tulpina, are ramurile, are frunzele, are fructele otrăvitoare. Dacă o acțiune de la rădăcină este dăunătoare, nu are cum rodul ei, efectul ei, consecințele ei, e imposibil ca acestea să fie benefice. Da, dar se spune, mă fac frate cu dracu până trec puntea. Poate că o să treci puntea, dar nu o să-ți fie bine. Poate că o să treci. Obiectivul nu este să trecem punte. Obiectivul este să trăim armonios, să trăim liniștiți, să trăim fericiți, să trăim împăcați. Și poate trăim mai bine dacă trecem puntea, pe malul pe care suntem, fără să traversăm. Și să lăsăm pe dracu pe punte singur să stea acolo. Singurul mal pe care trebuie să traversăm, ar fi bine să traversăm, e malul acesta al armoniei, al fericirii, al împăcării. Și aici e treaba noastră cu noi înșine. Mai puțin despre exterior și mai mult despre interior. De unde pleacă toată abordarea noastră a vieții. Rămânem cu această concluzie. Gabriel, am ajuns la finalul acestei ediții. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu îți mulțumesc frumos. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. Sperăm că v-am convins, Gabriel, și cu mine că viața nu este o luptă. Până la urmă, este doar o perspectivă de viață învățată. Rămâneți atât de programele Canal 33. Revenim după o scurtă pauză publicitară.